Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Furios că a ajuns în pragul divorțului după ce s-a îndatorat la cămătar, un individ din Bacău este bănuit că și-a ucis soția în bătaie. Cadavrul femeii de 31 de ani a fost găsit într-o mașină. Autoritățile române au luat primele măsuri pentru a împiedica răspândirea noului virus pornit din China, care a ucis deja 17 persoane. Iar până când va fi construită o autostradă spre munte, oficialii se gândesc să modernizeze câteva drumuri forestiere și șosele de centură ca rute alternative la aglomeratul DN1. Poveste cutremurătoare în Bacău după ce o tânără femeie a fost găsită moartă într-o mașină. Pompierii au ajuns primii acolo, trimiși de un bărbat care a sunat la 112 și a anunțat că un prieten i-ar fi spus că și-a omorât nevasta. Potrivit apropiaților, soții erau în proces de divorț, iar ultimul drum făcut împreună ar fi fost la notar. Autoritățile sunt în alertă și îl caută pe suspectul principal. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La indicațiile celui care a sunat la 112, pompierii au mers la canalul hidrotehnic din oraș. Acolo au găsit mașina în care se afla biata femeie. S-au certat amândoi, s-au omorât-o și ăsta l-a tocat omorât-o pe ea, a dat telefon la 112 și a zis că s-a aruncat în apă și de fapt este acolo în mașină. Vrea să dispartă de el. Așa am auzit de aici, acum vorbeau oamenii. La fața locului a fost identificată o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 30 de ani. Găsită decedată cu multiple semne de violență. N-am putut face altceva decât să constatăm decesul. În apropiere, anchetatorii au descoperit și urme de pași pe malul Noroios. Cel mai probabil aparțin soțului victimei, potrivit polițiștilor. Acesta ar fi dispărut, se pare, în apă. Se acționează cu o barcă pneumatică, cu un sonar și cu auto specială de scafandri. Este o misiune dificilă din cauza vremii nefavorabile. E curentul prea mare. Ați încercat să intrați și nu se poate. Da. În mașină, lângă femeie, a fost găsit și un bilet prin care bărbatul își explica gestul. Cercetări se fac pentru săvârșirea infracțiunii de omor. În ultimele luni, tânăra în vârstă de 31 de ani a muncit în Italia, în timp ce bărbatul ei a rămas acasă, în Bacău. Conform unor surse din anchetă, el ar fi adunat datorii imense la jocurile de noroc și astfel ar fi ajuns pe mâna cămătarilor. Ca să le achite, ar fi trebuit să vândă un apartament pe care îl moștenise de la părinții lui. Dar femeia nu ar fi fost de acord, pentru că și ea ar fi investit în locuință, banii munciți în străinătate. De altfel, ieri amândoi ar fi mers împreună la notar ca să rezolve cu actele divorțului. Cuplul are o fetiță, în vârstă de un an și jumătate. Copila a rămas în grija bunicilor. Virusul care a provocat o epidemie de pneumonie pornită din China a ucis 17 oameni și devine tot mai amenințător. Poate fi transmis de la om la om, suferă mutații și se poate răspândi ușor. România ia primele măsuri de prevenție pentru a împiedica răspândirea lui. Deocamdată au fost alese 5 spitale de boli infecțioase din toată țara, unde vor fi internați cei suspectați că au contactat noul virus și au fost comandate teste rapide pentru depistarea lui. 50 de români care au fost luna trecută în orașul chinez unde s-a depistat virusul s-au întors în țară. 50 de artiști români care au susținut luna trecută un concert chiar în orașul Wuhan, unde este acum carantină, s-au întors marți în țară. Sunt angajați ai filarmonicilor și operelor din Timișoara, Arad, Oradea, Cluj, Brașov, București și Constanța. Nu au fost opriți pe aeroportul nici germanii, că ieri, deși se știa că vin din China, o să le dau voie ca să stea acasă două săptămâni, să nu frecventeze locuri aglomerate. În plus, suntem într-o corespondență cu Direcția de Sănătate Publică, să vedem dacă vor mai trebui măsuri suplimentare luate. Pericolul ca noul coronavirus să ajungă și în România nu este însă foarte mare, spun experții în sănătate. Dar, pentru că posibilitatea există, planul de măsuri vizează depistarea cazurilor suspecte. Autoritățile au ales spitalele în care pot fi internați cei infectați cu noul virus, Institutul Matei Balj și Spitalul Victor Babeș din Capitală, dar și spitalele de boli infecțioase din Timișoara, Cluj și Iași. La Matei Balj sunt două rezerve speciale. Circuitele sunt total separate de celelalte secții și laboratoare, iar personalul medical va purta costume speciale când va intra în contact cu cei infectați. Mai mult, în rezervă pacientul este adus pe un circuit separat de cel al personalului medical. Aici se vor face toate investigațiile medicale și tratamentele. Apoi, pentru a nu exista riscul ca virusul să fie dus mai departe, medicii și asistentele trebuie să treacă prin acest duș pentru decontaminare chimică.
vor fi cumpărate teste rapide și în plus... S-a stabilit achiziția de reactivi și pilotarea diagnosticului de laborator în cazul apariției unor cazuri suspecte. Chiar dacă România nu are zboruri directe cu China, în aeroporturile de la noi vor fi trimise echipe medicale specializate și vor fi montate camere termice pentru depistarea pacienților cu febră. În avion sau când ajung în România, pasagerii vor primi un chestionar în care trebuie să scrie dacă au intrat în contact cu persoane infectate cu noul virus și dacă au fost în zone contaminate. Pe acest interval de 14 zile de la intrarea în țară se consideră că o persoană poate să fie infectată și în perioada de incubație. Dacă apar simptome, atunci persoana respectivă va fi trimisă către un specialist în boli infecțioase. Simptomele infecției produse de noul virus gripal sunt asemănătoare mai multor boli respiratorii: febră, tuse, strănut, respirație dificilă. Starea bolnavului se poate agrava rapid și se poate ajunge chiar la deces. Răspândirea se face rapid pe cale aeriană, ca și în cazul virozelor. Specialiștii spun că mobilitatea poporului chinez și faptul că vorbim de un virus nou pentru care nu există antidot sunt principalele probleme. În plus, sursa nu este cunoscută și poate fi încă activă. Tocmai de aceea, Organizația Mondială la Sănătății le recomandă tuturor țărilor monitorizare activă, prevenție și pregătiri pentru eventuală intervenție. Grupul de lucru din România este format din experți în sănătate, dar și reprezentanți ai Ministerului de Interne. Acest grup de lucru se va întâlni săptămânal și de câte ori este nevoie. Pe de altă parte, România se confruntă deja cu gripa sezonieră, care a ucis până acum 2 persoane. Camerele de gardă sunt deja aglomerate, iar doctorii spun că pacienții trebuie să meargă mai întâi la medicul de familie, iar testele rapide sunt de prisos atunci când simptomele sunt clare. Diagnosticul de gripă este unul cât se poate de clar, până când și eu l-am învățat. Te doare capul, faci febră 39-40 de grade, te dor mușchi, ai o stare ca și când ai fi bătut, e gripă, n-ai nevoie de niciun test. Ai nevoie să stai naibii acasă, să te izolezi, să suni medicul de familie și să-i spui ce are. Și medicul de familie spune, ai gripă clinic. În unele orașe, autoritățile locale au început să dezinfecteze chiar și mijloacele de transport. Se dezinfectează toate suprafețele și astfel încercăm să eliminăm riscul îmbolnăvirilor cu infecții respiratorii acute. Ministerul Sănătății a recomandat și intensificarea triajului în școli și grădinițe. Acolo unde nu este personal medical, autoritățile locale trebuie să încheie contracte part-time cu medici de familie. Așadar, oficial, numărul deceselor a crescut brusc astăzi la 17, adică în jur de 4% din cele 500 de cazuri confirmate. Totuși, experții cred că numărul real al îmbolnăvirilor este de 80 ori mai mare decât cel declarat de autorități. După Thailanda, Japonia și Coreea de Sud și Statele Unite au confirmat un prim caz de îmbolnăvire. Un bărbat de 30 de ani venit la Seattle din provincia chineză Wuhan pe 15 ianuarie a prezentat simptome la câteva zile după sosire. În prezent este internat în carantină. You say that he is in satisfactory condition and as of this moment is being is very helpful in us identifying particular people that he may have been in contact with. Între timp, pe cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite, pasagerilor veniți din China prin zbor direct ori conexiune li se distribuie chestionare speciale și li se ia temperatura. Though it's prudent to do airport screening, it isn't perfect and people could get through airport screening who don't have any symptoms or don't have any fever and then by the time they arrive in their destination, the symptoms evolve. Autoritățile din China admit că țara se află într-un stadiu critic în privința prevenirii și a controlului. Se iau măsuri de igienizare și prevenții temeinice, iar oamenii sunt verificați nu doar în aeroporturi, ci și în gări. În opinia unor specialiști, creșterea accelerată a numărului de cazuri noi și răspândirea lor geografic ar putea sugera că virusul se răspândește mai repede decât raportează în prezent autoritățile chineze. Think of New York's Fifth Avenue ahead of Christmas, normally packed, right? Well, that would be this area. It's rather sparse. Not a lot of folks out, and the folks that are out, many of them are taking the health officials' advice and they're wearing their masks. One of the things we wanted to see firsthand here in Wuhan was the epicenter of this, where health officials believe the source of the coronavirus is, and that is the seafood and wildlife market. We went there, checked it out. It's very difficult to even get close to it. That's because security and police have cordoned off the area. Security ushered us away. Responsabilii chinezi au precizări importante despre cei care au făcut forme grave ale bolii.
De altfel, specialiștii din domeniul medical spun că nu există motive de panică și insistă pe măsurile obișnuite de prevenție. This is flu season, so we wash our hands, we cover our mouths when we sneeze, and when we are ill, we stay home. În țară, magistrații au început să protesteze, supărați că parlamentarii vor să elimine pensiile speciale. Cum îi afectează pe oamenii de rând revolta judecătorilor, vedeți imediat. După ce a stat 7 ore în trafic între București și Brașov pe DN1, ministrul transporturilor a început să caute soluții ca să-i scape pe șofer de acest chin. Până când va fi construită mult așteptată autostradă către munte, oficialii iau în calcul amenajarea unor rute alternative. Se gândesc să transforme câteva drumuri forestiere în șosele, să amenajeze centuri pentru orașele de pe traseu și să lărgească DN1 unde se poate. Ideea construirii unor drumuri care să preia din traficul de pe DN1 a venit de la primarii din Sinaia, Comarnic, Bușteni, Azuga și Predeal. Ei s-au unit într-o asociație și au scris un proiect pe care l-au trimis guvernului. Potrivit documentului, în zona Comarnic, o parte din traficul de pe șoseaua spre munte ar urma să fie preluat de centura care va ocoli orașul. Tronsonul va porni din DN1, de la intrarea în localitate, și în mare parte va urma cursul râului Prahova până la Sinaia. Pe un drum paralel cu DN1 se poate ajunge până în orașul Sinaia, de unde se face o supralărgire pe cele 4 benzi. În Sinaia, drumul național 1 ar urma să fie lărgit la 2 benzi pe sens. În plus, ar urma să fie amenajate mai multe sensuri giratorii și o pasarelă supraterană. Mai departe, în Bușteni, proiectul prevede construirea unei centuri care să evite traficul din zona centrală. Șoseaua ar urma să fie amenajată pe malul drept al râului Prahova. Apoi traseul urmează un drum tehnologic și mai multe străzi care trebuie modernizate. Este nevoie însă ca proprietarii unei păduri și ai unei benzinării să fie expropriați. Ar fi o descongestionare, nu vedeți că în weekend efectiv nu poți mai ajunge acasă. Și în zona Azuga ar urma să fie amenajată o centură, pentru ca șoferii care se îndreaptă spre Brașov să nu mai fie prinși în aglomerația din oraș. Soluția aleasă este transformarea în șosea națională a unui drum forestier. Acest drum duce până la podul de la intrare în Predeal, la intersecția cu Râșnov. Acest pod ar trebui reabilitat, este un pod destinat drumului forestier. Ministrul transporturilor, Lucian Bode, este de părere că aceste drumuri alternative la DN1 ar putea fi realizate din bani europeni. La o primă vedere, neavând încă studii de fezabilitate, este vorba de undeva de vreo 200 de milioane de euro. Mi-e greu să spun exact cât poate dura, cu siguranță mult mai puțin decât durează construirea unei autostrăzi. O altă alternativă la DN1 ar fi drumul județean Câmpina-Valea Doftanei-Săcele. În total sunt 61 de kilometri, jumătate cu asfalt. Identificăm sursa de finanțare de la Ministerul Dezvoltării, finanțăm acest drum județean și la momentul în care avem reabilitați cei 61 de kilometri de drum județean, putem vorbi de o variantă alternativă. De când sunt eu aici 20 de ani, s-aud în fiecare an că se face drumul, nu știu ce să credem. Fiecare an se face ridicare topo, în fiecare an vine cineva și spune că se face drumul. Și vreau să văd. Eu cred în Dumnezeu, dar asta nu știu dacă se va face vreodată. Cât privește construcția autostrăzii Comarnic-Brașov, ministrul transporturilor s-a ferit să mai anunțe un termen pentru când vor porni lucrările. Să vedem care este varianta pe care vom merge. Există în discuție varianta de a finanța de la buget pe un program de finanțare multianual acest obiectiv extrem de important. Până când aceste planuri vor deveni realitate, DN1 rămâne singurul drum spre stațiunile de la munte. Din cauza aglomerației, distanța de la București la Brașov se parcurge și în 7 ore, recunoaște chiar ministrul transporturilor. Iar pentru autostrada Piteș-Sibiu, ca să poată primi bani europeni, autoritățile au identificat o soluție pentru a proteja specia de gândac numit croitor al stejarului. Traseul autostrăzii le distruge habitatul natural, astfel că responsabilii se gândesc să mute gândacii din calea șantierului cu ajutorul feromonilor. Substanța va atrage insectele în altă zonă. Insecta care le dă de furcă autorităților se numește Morimus funereus, iar la noi este cunoscută sub numele de gândacul croitor al stejarului. Feromonii ar trebui să o ducă departe de traseul autostrăzii Pitești-Sibiu. Exemplul acela de soluție pe care l-am dat era cu feromonul care
ajută la relocarea speciei de gândaci, dar după ce li s-a creat habitatul natural. Iată ce efect au feromonii asupra gândacilor, așa cum au explicat cei de la Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice. Here in Romania, it's like the wild, wild west of the east. România are un număr mare de specii de gândaci croitori. În cea mai mare parte, insectele comunică prin feromoni, încercând să atragă indivizi de sex opus. Am pus acești feromoni, aceste chimicale, în copaci. Gândacii croitori vor fi atrași de către feromoni la diverse momente ale zilei. Ei, când se înmulțesc, femela elaborează niște feromoni care sunt percepuți cu ajutorul organelor olfactive de către mascul. Trebuie să se fabrice astfel de feromoni ca să poată să atragă. Siguranța gândacului a trezit îngrijorări la Bruxelles. Proiectul șoselei de mare viteză Pitești-Sibiu nu prevede măsuri clare pentru protejarea lor, deși specia este una vulnerabilă, cu un rol esențial în biodiversitate. Așa că europenii ne-au cerut explicații. Fără măsuri de protejare a speciei, finanțarea europeană pentru autostradă ar fi în pericol. Răspunsul este finalizat. Sunt două biblorafturi de răspuns. Guvernul mai are la dispoziție o lună până când trebuie să dea un răspuns Comisiei Europene cu privire la măsuri pentru protejarea plantelor și animalelor aflate pe traseul autostrăzii Pitești-Sibiu. Șoseaua rapidă ar putea costa 3 miliarde de euro, iar 85% din bani ar putea veni din fonduri europene, dacă răspunsul Bucureștiului este unul convingător pentru specialiștii de la Bruxelles. În Germania, explica de curând comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean, la reabilitarea gării din Stuttgart au fost descoperiți în copaci care trebuiau tăiați gândaci similari cu cei de pe traseul autostrăzii Pitești-Sibiu. Lucrările au fost oprite până când au fost mutați gândacii. Un insecticid periculos folosit în concentrație greșită este cea mai probabilă cauza intoxicării a 10 de elevi de la școala 133 din capitală. Medicii toxicologi care au tratat pe copii spun că substanțele folosite în clase afectează sistemul nervos central. Sunt în esență otrăvuri care ucid animalele mici și pot induce comă unui om cu greutate scăzută. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală. 25 de școlari au ajuns ieri la spital după ce au făcut ore în clasele proaspăt igienizate. Un dezinfectant pe bază de clor și Insectum, o travă pentru gândaci, muște și ploșnițe. Sunt cele două produse cu care firma plătită de primăria sectorului 4 cu 30.000 de euro anul trecut susține că ar fi făcut curățenie în școala 133. Atât de bine încât 25 de elevi au fost luați cu salvarea de la ore. Aveau stări de leșin, vărsături, amețel și probleme respiratorii. Cu alte cuvinte, intoxicați chimic, cu substanțe în concentrație necunoscută. Piretroidul este de unul singur responsabil de simptomatologie gravă. Agitație neuropsihică, convulsii, inclusiv comă. Deci, variante grave de afectare cerebrală. În mai puțin de jumătate de oră de la apelul la urgențe, 18 copii au ajuns de la școala 133 la camera de gardă a spitalului Grigore Alexandrescu și apoi pe secția de toxicologie. Problema este că nimeni nu i-a informat pe medici despre ce produse și în ce diluție au fost folosite în mediul în care au stat copiii. S-au informat pe cont propriu. Și deoarece pentru aceste substanțe chimice nu există antidot, copiii au fost ajutați cu un tratament de susținere cu lichide perfuzabile. La 24 de ore după incident au fost externați 4 dintre cei 5 copii care au petrecut noaptea aici. Insecticidul lichid e produs chiar de compania din Giurgiu și are o rețetă strictă de preparare. Cel mult 40 de mililitri la un litru de apă. Paralizează și ucid insectele. Reprezentanții firmei au refuzat să spună dacă au respectat protocolul. Cert e că n-au trecut informațiile în procesul verbal, încheiat cu școala. Angajații n-au mai răspuns azi nici la telefoanele pentru urgențe, nici la sonerie. Se poate, vă rog, să stăm de vorbă puțin? Este cineva înăuntru? Sunt câțiva băieți de la întreținere, ceva de genul ăsta, da? Poliția s-a sesizat în urma situației de la școala 133. S-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Momentan se ridică documente de la părțile implicate în acest eveniment. Școala 133 rămâne închisă însă până luni. Duminică se refac măsurătorile de risc toxic. Firma nu și-a îndeplinit corect sarcinile. Am decis rezilierea contractului. Medicii avertizează că și curățenia chimică făcută acasă cere precauții. Nu amestecați produse diferite. Părăsiți încăperea în timp ce produsul acționează și aerisiți bine sau îndepărtați urmele cu apă, așa cum cere eticheta. În România, din păcate, se practică în continuare cineva mi-a dat într-o sticlă o substanță. Există posibilitatea inclusiv online să te consulți cu o firmă. Firma suspectată că a provocat îmbolnăvirea copiilor oferea servicii și produse profesionale de deratizare, curățare și dezinsecție.
Revoltați de intenția Parlamentului de a le tăia pensiile de serviciu, magistrații din toată țara protestează. Astăzi procesele s-au amânat pe bandă rulantă. S-au judecat doar cauzele civile urgente, cu minori și cele penale, în care s-au discutat măsurile preventive. Magistrații protestează din cauza intenției Parlamentului de a adopta legea care duce la eliminarea pensiilor de serviciu. Ar urma să dispară și posibilitatea ca judecătorii și procurorii să se poată pensiona după doar 25 de ani de activitate. Este o pensie de serviciu recunoscută de legiuitor din 1997 în România, în contextul în care tot statutul nostru profesional este caracterizat pe parcursul la 25 de ani numai de incompatibilități și interdicții. Judecătorii contribuie la bugetul de stat și al asigurărilor sociale de stat. Judecătorii susțin că o asemenea modificare le afectează independența și invocă două decizii ale Curții Constituționale, care interzic anularea unor drepturi deja câștigate, așa că de astăzi vor judeca doar cauzele urgente, civile sau penale. Clientul ar fi dorit ca astăzi să poată să primească o soluție, dar nu ne putem opune. E de înțeles demersul judecătorilor? Suntem obișnuiți cu astfel de proteste. Suspendarea judecării proceselor are efecte directe asupra mii, poate zeci de mii de justițiabili. Gândiți-vă că doar la Tribunalul București, una dintre cele mai mari instanțe din țară, sunt programate în fiecare zi în jur de 2000 de termene de judecată. Ori refuzul magistraților de a mai judeca aceste dosare nu face altceva decât să amâne pentru un timp necunoscut finalitatea acestor procese. Este corect ca aceste pensii să fie tăiate, pentru că mi se pare anormal ca un judecător să ia 80% din ultimul salariu. Procesele s-au amânat și la Curtea de Apel Timișoara, dar și la alte instanțe din țară. Se induce ideea că dacă s-ar desființa pensiile de serviciu ale magistraților, ar putea să fie plătite alocațiile dublate pentru copii. Mă întreb, cei 450 de milioane efort bugetar pentru pensiile de serviciu ale magistraților vor putea satisface această cerință? Legea care a tulburat apele în justiție ar urma să fie dezbătută de plenul Camerei Deputaților pe 28 ianuarie, când a fost convocată o sesiune extraordinară. Modificarea a primit deja aviz favorabil din partea Comisiei de Muncă și nu îi va afecta pe polițiști și pe militari. Primii 100 de români cu cele mai mari contribuții la pilonul 2 de pensie au adunat împreună aproape 42 de milioane de lei în ultimii 11 ani. Asta înseamnă 400 de mii de lei în medie, iar cel mai tânăr dintre ei are doar 28 de ani, potrivit datelor obținute la solicitarea știrilor ProTV de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Pentru alte 2 milioane de persoane s-au acumulat mai mult de 10 mii de lei, iar sumele cresc în fiecare an cu dobânzile obținute prin investiții făcute de fondurile private. 11% au fost randamentele numai anul trecut. La pilonul 2 de pensii contribuie aproape 7,5 milioane de români, iar de la înființare până acum, cele mai mari 100 de conturi au adunat în medie 417.000 de lei. Cel mai tânăr are 28 de ani, cel mai în vârstă 56. Cât de pline sunt celelalte conturi? Peste 2 milioane de participanți au conturi de peste 10.000 de lei, iar peste 850.000 de participanți au conturi de 20.000 de lei. Până în momentul de față. După 11 ani și jumătate de funcționare s-au adunat 13 miliarde de euro. Banii sunt gestionați de cele 7 fonduri de pensii rămase pe piață, fonduri la care s-au înscris între 2 milioane de persoane și 430.000. Acești bani, care sunt virați în conturile de la pilonul 2 lună de lună de Casa de Pensii, sunt investiți majoritatea în titluri de stat și în acțiuni la bursă. Așa se face că produc alți bani, adică au randament. Pentru anul trecut, aceste randamente au fost de 11%, cele mai mari din ultimii 7 ani. În total, de la înființare, randamentele au fost de aproape 13 miliarde de lei. Acești bani sunt foarte importanți, spun sociologii, pentru că românii nu economisesc în alte moduri. În pofida creșterilor salariare, mai puțini români reușesc să economisească. Să vedem cât va conta pensia din pilonul 2 la pensia totală pe care o vor primi cei care ies din activitate după 2035. Potrivit unui studiu KPMG, rata de înlocuire a ultimului salariu cu pensia ar fi de 43% dacă nu am contribuit deloc la pilonul al doilea. Cu actuala contribuție de 3,75, rata ar fi undeva la peste 50%. Cu o contribuție de 6%, cum este potrivit legii, dar care n-a fost mărită niciodată, atunci pensia ar crește cu încă 5%. Ministrul Finanțelor a anunțat că de anul viitor ar dori să crească la 5% contribuția la pilonul 2, iar din 2022 la 6%. Dacă se va concretiza, cei care mai au de contribuit pentru 15-20 de ani nu ar mai fi dependenți de sistemul public de pensii, arată studiile actuale.
Teodor Meleșcanu ocupă neregulamentar funcția de președinte al Senatului. Curtea Constituțională a decis că al doilea om în stat a fost numit cu încălcarea regulamentului pentru că a fost propus de PSD din partea ALDE, deși nu mai era membru al acestui partid. Meleșcanu a anunțat însă că nu va pleca din fruntea Senatului până când decizia nu se publică în Monitorul Oficial. Postul este dorit acum atât de PSD cât și de liberali. Teodor Meleșcanu ocupă funcția de președinte al Senatului din 10 septembrie anul trecut. După ce decizia celor 9 magistrați ai Curții Constituționale a fost făcută publică, a anunțat că nu se retrage. Așteptăm ca decizia să ne fie comunicată, inclusiv motivarea acesteia, și publicată în Monitorul Oficial al României. În sesizarea depusă în urmă cu 4 luni, mai mulți senatori ALDE, PMP și UDMR reclamau că Meleșcanu a fost propus de PSD din partea ALDE, deși Călin Popescu Tăriceanu îl dăduse afară din partidul său. Tăriceanu a acuzat încă de atunci că numirea nu este doar imorală, ci și ilegală. Ceea ce se întâmplă astăzi este o palmă pe obrazul domnului Meleșcanu, care trebuia să nu accepte să fie nominalizat și să intre în acel joc. Dacă vrea să aștepte și a doua palmă, n-are decât de ales. Decizia Curții Constituționale va deveni oficială în câteva săptămâni. Până atunci, PSD și PNL își fac planuri pentru a prelua postul ce va rămâne vacant. Dar să mă întrebați de fonduri europene, nu de hotărârea Curții Constituționale legată de Matusalem. Liberalii au primit misiune de la președintele Klaus Iohannis să preia de la PSD șefia celor două camere. Candidatul Partidului Național Liberal pentru președinția Senatului, care a fost și votat în Biroul Politic Național, este Alina Gorgiu. Președintele s-ar fi simțit ofensat în decembrie, când ședința festivă dedicată Revoluției a fost condusă și de Teodor Meleșcanu, recunoscut pentru legăturile sale cu regimul comunist. În plus, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului l-a acuzat pe șeful Senatului că în decembrie 1989, când era diplomat la Viena, a trimis diplomaților străini telegrame în care dezinforma asupra evenimentelor ce aveau loc în țară. Meleșcanu respinge acuzațiile. Dacă aceste informații se confirmă, atunci toți cei care s-au făcut vinovați trebuie să-și asigure responsabilitatea. Pe de altă parte, pentru postul lui Meleșcanu de la Partidul Social Democrat au fost avansate numele lui Șerban Valeca, Robert Cazanciuc și Titus Corlățean, în prezent vicepreședinții ai Senatului. Iarna neobișnuit de blândă intervine și în bucătăria tradițională. Anul acesta oile au fătat extrem de repede, așa că de Paște o să cumpărăm miei de 30 de kilograme. Ce spun ciobanii, vă lămuriți în câteva momente. Românii care folosesc trotinetele electrice sunt nemulțumiți de modificările din codul rutier care îi privesc direct. Drept urmare, reprezentanților au cerut astăzi, de exemplu, Ministerului Afacerilor Interne să fie lăsat să meargă mai tare pe străzi. Supărați sunt însă și posesorii de vehicule electrice cu o singură roată. Problema lor este că nu sunt lăsați să circule pe piste lângă trotinete și biciclete. Lucian Necșoiu, proprietarul unui vehicul electric cu o singură roată care cântărește 10 kg și costă aproape 1000 de euro, a participat și el la dezbatere. Este supărat că monociclul pe care îl mânuiește a fost trecut cu vederea de lege. Excludeți monociclul, ceea ce este complet neregulă. Schimbările din codul rutier reglementează trotinetele electrice, care au umplut orașele din România. Cea mai importantă modificare, românii sunt obligați să le conducă numai pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora, pe drumurile unde viteza maximă admisă este de 50 de km pe oră. Viteza trotinetelor electrice va fi limitată la 25 de km pe oră. Este interzisă totodată circulația pe timpul nopții a unor astfel de vehicule fără echipamentul necesar. Casca de protecție este obligatorie pentru cei până în 16 ani și este interzis transportul altor persoane pe trotinetele electrice. Modificările legislative reglementează și locul în care puteți să parcați trotinetele. În acest moment, legea vă permite să le lăsați pe trotuar, însă noul cadru legislativ vă va obliga să le parcați pe carosabil, la concurență cu mașinile. Bicicliștii, dar și utilizatorii de trotinete, sunt nemulțumiți. Cel puțin cei care oferă servicii de închiriere a trotinetelor, nu știu dacă este neapărat o opțiune să parcheze numai pe carosabil toate trotinetele, că vorbim de un volum mare. Vârsta de 14 ani este inacceptabilă, nu există nicăieri, suntem singura țară din lume. Dacă merge pe banda 1 cu 25, șoferii vor încerca să ne depășească de aproape, că îi ținem în loc, și se vor întâmpla alte lucruri. Putem să mergem până la un 45, cât e limita la moped.
Un șofer care nu are dotări specifice la vehicule și tractoare agricole sau forestiere destinate învățării conducerii auto primește o amendă mai mică decât un biciclist sau un trotinetist. Potrivit modificărilor legislative, utilizatorii de trotinete care vor încălca noile reglementări riscă amenzi de peste 1000 de lei. Reprezentanții poliției au anunțat că vor studia nemulțumirile pentru a stabili dacă le iau sau nu în considerare. Ca să intre în vigoare, schimbările trebuie adoptate și de Parlament. 12,8 milioane de euro. Aceasta este amenda record aplicată de Consiliul Concurenței companiei farmaceutice Roche România. Firma a fost sancționată pentru abuz de poziție dominantă pe piața unor produse oncologice din țara noastră. Amenda a fost aplicată după două investigații realizate de Consiliul Concurenței, în urma cărora instituția susține că a constatat că gigantul farmaceutic ar fi adoptat între 2017 și 2019 o strategie comercială menită să elimine concurența la licitații și să întârzie intrarea pe piața unor medicamente similare. Compania farmaceutică Roche a anunțat că va contesta în instanță deciziile Consiliului Concurenței, pe care îl acuză de rea credință pentru că nu ar fi luat în considerare dovezi ce susțin nevinovăția companiei și a ignorat în totalitate o hotărâre judecătorească definitivă ce stabilește acest lucru în cazul investigației privind achiziția centralizată de produse oncologice. Roche mai precizează că decizia Consiliului limitează masiv accesul pacienților la tratamentele de care au nevoie. Un nou caz îngrijorător de pornografie infantilă a ajuns în atenția oamenilor legii. Procurorii au descoperit că un tânăr de 19 ani a păcălit 10 de copii pe rețelele sociale, convingându-i cu conturi false să-i trimită fotografii compromițătoare. Anchetatorii vorbesc de numai puțin de 30 de victime din toată țara și, mai grav, pe unul dintre copii l-ar fi abuzat sexual. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Din spatele unui laptop din Slatina, individul care are acum 19 ani a reușit timp de 2 ani să păcălească mai mulți minori. Probele arată că tânărul își făcea conturi false pe care posta pozele unor adolescente, apoi intra în vorbă cu copiii. Îi convingea pe băieți să trimită filmulețe în ipostaze indecente și îi șantaja ca să repete la nesfârșit gesturile. Procurorii DICOT au aflat că există cel puțin 30 de victime, copii cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani din mai multe orașe ale țării. Imagini cu ei au fost găsite în numai puțin de 490 de fișiere video găsite în locuința acestui individ. La 6 luni după acea percheziție, tânărul a fost adus aici la DICOT, a fost reținut și arestat pentru 30 de zile. În unele cazuri, individul nu s-a oprit la șantaj. Procurorii au aflat că s-a întâlnit cu un băiat de 15 ani cu care a întreținut relații sexuale, iar scenele au fost filmate și postate pe internet. Este încă un exemplu care arată vulnerabilitatea copiilor în spatele rețelelor sociale. Există soluții precum soluții de control parental, prin care părinții pot limita accesul copiilor la astfel de conținut online. Există și soluții care pot trimite notificări către părinți atunci când copiii sunt angajați în conversații cu persoane necunoscute sau trimit date personale, inclusiv conținut audio și video explicit către persoane necunoscute. Dar restricțiile tehnice nu rezolvă problema. Cheia rămâne relația dintre copii și părinți, spun specialiștii. Ca părinte ai nevoie să îndrăznești să pronunți cuvintele de nepronunțat. Ai nevoie să discuți despre sex, despre organe genitale, despre cum se întâmplă asta în lumea adulților, dar și cum se întâmplă asta în lumea copiilor și adolescenților. Ai nevoie să deschizi cutia Pandorei, pentru că e doar în capul tău ca părinte, că dacă tu nu vorbești despre asta, înseamnă că fenomenul nu există. Specialiștii pun înmulțirea acestor cazuri de abuz pe internet și pe seama lipsei de educație sexuală în școli și licee. Aproape jumătate de milion de elevi din România fac zilnic naveta la școală. Statistica aparține Băncii Mondiale și arată odată în plus o realitate revoltătoare într-o țară membra a Uniunii Europene. În 10 județe, cele mai multe din Moldova, mii de copii nu au acces la mijloace de transport care să-i ducă la cursuri. Acești 12 elevi din comuna Grajduri, județul Iași, au plecat dimineața spre școală puțin după ora 6, pe frig și vânt cumplit. Prin câmp deschis și-au luminat calea cu telefoanele 4 km. Au ajuns la școală pe când cântau cocoșii, iar copiii de vârsta lor de la oraș abia se trezeau. Niciunul dintre ei nu știe cum arată un microbuz școlar. Alexandru e în clasa a 8-a. De 4 ani merge împreună cu alți copii din sat prin ploaie sau nămeți ca să învețe carte. Când zăpada, când iese mare, te uzi la picioare, îți îngheați picioarele. Când plouă, te uzi tot, cărțile la fel. Este greu. Iarna mergem la școală și zăpadă mare. Ți se întâmplă să lipsești din cauza că e vremea așa? Câteodată, da, când e zăpadă mare. Cu o oră, două fac, eu știu eu cât, după cum e drumul.
Și să mai așteaptă unul pe altul, că sunt singurei și departe și să temă. Răcesc? Dar răcesc, că așa e mică și al puțin nu mai poate de cap și de măsăle. Deși comuna are două microbuze școlare, unul este scos din uz din cauza vechimii, iar pentru celălalt nu există deocamdată șofer în organigrama primăriei. Al celor de-al doilea este cu conservare, acum i-am făcut voi dus și pentru revizia tehnică și ar trebui să mai înființăm un post de șofer. Acum loc, să spun, în organigrama ați avea? Eu un prilej bun, la adică, pentru că joi am ședința de consiliu. Am să am o discuție pe tema aceasta. În fiecare școală din România sunt în medie peste 93 de elevi și aproape 8 cadre didactice care fac naveta, arată raportul Băncii Mondiale din 2018, iar numărul lor crește în cazul liceelor. Drumul spre școală este o experiență crudă pentru mii de copii din Iași, Suceava, Neamț, Vrancea, Buzău, Dâmbovița și Mehedinți. Și acești copii din comuna Schitu Duca, județul Iași, merg la școală pe jos sau cu căruța. În fiecare dimineață, la ora 7:30, ne trezim, ne hămăm calul și plecăm copii. 3 km și probabil. Sunt mulți copii care merg pe jos. Într-un sat din comuna Dealul Morii, județul Bacău, autoritățile nu trimit microbuzul școlar din cauza drumurilor neasfaltate. Elevii vin la ore pe jos, cu haine și încălțăminte de schimb. Merge la vale pe noroș, cisme, de gumă și cu asta... Analiza Băncii Mondiale a fost făcută în peste 6700 de școli din țară, din 2600 de localități. Anul acesta, mielul de Paște va cântări cât o oaie în toată regula. Pentru că a fost neobișnuit de cald, crescătorii de animale din Transilvania au lăsat animalele să se împerecheze mai devreme. Cu alte cuvinte, dacă vreți să luați un miel întreg, chemați la masă toată familia. Cu aproape 3 luni înainte de Paște, acest fermier din Aiud are peste 40 de miei, dintr-o rasă de carne. Au fost fătați acum câteva săptămâni. Unii dintre ei au deja 10 kg. Până la Paște face de 30, dacă nu peste 30 de kg. Mare pentru o familie, dacă se unesc oamenii și la o familie cumpără un miei. Gospodarii au clienți fideli, așa că speră să vândă miei, chiar dacă vor fi mai mari. Că la miel place căldura și în anul ăsta am început fătările mai repede. Prețul cam preconizăm la 12 lei o să fie la Paște. Că e mai mic, nu are procentajul de carne suficient. Dacă e mai mare, poți să spui între ghilimele că e un pic mai îmbătrânită carnea, nu mai e carne de miel. Nu are același gust. Însă au fiecare cată și mare. 20-25 cam acolo. L-am întrebat cum a fost. Da, slab, în 10 lei, în viu, da. Crede că tot așa se desfășură piața, că tot ce să-ți cumpăți numai țăranul nu se scumpește nici. Totuși, bucătarii sunt de părere că mielul este mai ușor de pregătit dacă este mai tânăr. Dacă are 2-3 luni de zile, e ideal. 10-12 kg să aibă gata de pregătit, deci să-l poți găti. În cazul în care cumpărați totuși un miel mai rotunjor, preparați-l sănătos, fără să adăugați grăsime, la grătar sau la cuptor. Militarii pe care NATO i-are în Europa vor învăța la Constanța cum să supraviețuiască în cazul prăbușirii unui elicopter în mare. La Centrul pentru Pregătirea Personalului din Transporturi Navale a fost adus un simulator care reconstituie condițiile unui astfel de accident. Deocamdată aici se pregătesc echipajele care zboară spre platformele petroliere, dar după extinderea bazei NATO de la Mihail Cogălnicianu vor veni și soldații. Deci când ți-am zis spray, asta e poziția de prezent. Așa, da? Cât mai e rău? Stai acolo până când spun impactul. Dispozitivul format dintr-o capsulă care se scufundă într-un bazin și se rotește cu 360 de grade simulează prăbușirea unui elicopter în mare. Simulatorul le permite celor care participă la cursuri să învețe cum să iasă din epavă și să se salveze. Elicopterul a ajuns în apă, iar urmează o rotire de 180 de grade. Cursanții învață în simulator să găsească rapid căile de evacuare din elicopter în urma prăbușirii. Pot să exerseze în mediu simulat partea asta de evacuare din elicopter, mai ales cu răsturnarea la 180 de grade, care pune problemele cele mai grele din cauza dezorientării. Simulatorul a costat 1,5 milioane de euro și a fost construit de o companie acreditată de Pentagon. Experții militari sunt de părere că achiziția dispozitivului are legătură cu extinderea bazei militare de la Mihail Cogălnicianu. În zonă urmează să apară o copie a unității
Rammstein din Germania, cea mai mare bază militară nord-americană și NATO în afara granițelor SUA. Noua bază va adăposti aproape 10.000 de militari americani care vor fi însoțiți de familiile lor. Ne pregătim de anul acesta să pregătim inclusiv militar NATO. Vom avea unul dintre cele trei centre la nivel mondial. În momentul de față există la nivel mondial un centru în Statele Unite care pregătește militar NATO și un centru în Asia de Sud-Est. Noi vom fi primul centru din Europa care va pregăti militar NATO în domeniul salvării și supraviețuirii pe mare. Cât privește baza militară de la Mihail Cogălnicianu, aici sunt găzduiți acum câteva sute de militari americani și piloți NATO implicați în misiunea de poliție aeriană deasupra Mării Negre. Investițiile care urmează să fie făcute pentru extindere au fost estimate la 12 miliarde de lei. Între timp, în Senatul american a început procesul de destituire a președintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere și de obstrucționarea Congresului. În scurt timp, democrații vor prezenta argumentele acuzării, pentru care dispun de 3 zile, deși inițial republicanii voiau să-i limiteze la 2. De altfel, prima zi de judecată a fost un scandal maraton în privința procedurilor. Let's get this trial started, shall we? Înainte ca dovezile și argumentele împotriva președintelui Trump să fie prezentate în Senat, a fost o dispută în privința regulilor procesului, prezidat de liderul majorității republicane din Camera Superioară, Mitch McConnell. We don't want to talk about the McConnell resolution and how patently unfair it is. We don't want to talk about how to pardon the expression ass backwards it is to have a trial and then ask for witnesses. Democrația au încercat zadarnic să introducă o serie de amendamente care ar fi obligat administrația Trump să prezinte anumite documente și care ar fi impus audierea unor martori cheie. Redundant motions, over and over and over again, the same motions that are being rejected. De la Davos, președintele a respins iarăși acuzațiile cu binecunoscutul său discurs farsă, rușine, vânătoare de vrăjitoare. Donald Trump este acuzat de abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Pentru că ar fi încercat să exercite presiune asupra Kievului în încercarea lui de a obține investigarea rivalului său politic Joe Biden, a cărui familie avea afaceri în Ucraina. Într-o conversație telefonică cu președintele ucrainean Zelensky, Trump ar fi amenințat cu retragerea unui ajutor militar american pentru Ucraina dacă nu obținea ce dorește. Camera reprezentanților, unde democrații dețin controlul, l-a pus sub acuzare, însă procesul s-a mutat acum în Senatul controlat de republicani. Senatorii urmează să acționeze, în teorie, cel puțin ca jurați independenți, numai că, cel mai probabil, votul final va urma liniile de partid. Și nu e de așteptat ca președintele să fie destituit. Valuri uriașe s-au prăvălit peste blocurile de pe faleza unui oraș de pe coasta de est a insulei Mallorca, în Baleare. Valurile au fost semnalate în toiul furtunii Gloria, soldată cu 6 morți și 5 dispăruți. La trecerea furtunii Gloria în orașul Girona, străzile din apropierea falezei au fost inundate cu spumă. Serviciile de intervenție au fost mobilizate în efectiv complet pentru a curăța spuma care a ajuns și pe multe artere secundare. Pe de altă parte, plajele din Barcelona au suferit cele mai grave daune din ultimii 30 de ani. După ce s-a năpustit cu ploi torențiale, vânt puternic și zăpadă asupra regiunilor Valencia și Catalonia, furtuna Gloria s-a mutat în Franța. În departamentul Pirineilor Orientale a plouat în 3 zile cât în 3 luni. La săptămâna modei de la Paris a venit rândul casei Chanel să-și prezinte noua colecție. Succesoarea legendarului Karl Lagerfeld a mizat pe simplitate și cromatică alb-negru. Pentru această defilare, în interiorul Grand Palais a fost reprodusă parțial abația medievală transformată în orfelinat, unde a trăit Coco Chanel după moartea mamei sale. Cunoscătorii sunt de acord că acolo a deprins creatoarea de modă gustul pentru eleganța austeră. Virginie Viar, care i-a urmat lui Lagerfeld ca designer al casei Chanel, a recreat ținutele școlărești ale acelor vremuri.